Șase artiști maghiari de la noi din județ se vor afla până mâine seară în localitatea Doba, unde participă la o tabără de creație artistică. Organizatorii taberei sunt Asociația ProDoba, Asociația IP Art, Muzeul Județean de Istorie și Artă și Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaj. Otilo Sobo, organizatorul evenimentului, ne-a declarat că tabăra de creație artistică Sobo Vilmoș se află la prima ediție, adăugând că această tabără vine ca o continuare a taberelor desfășurate sub denumirea de IPORT, care s-au încheiat acum 2 ani, după 14 ediții. Potrivit lui Sobo Otilo, tabăra de creație se va încheia sâmbătă la ora 18:30, când cei 6 artiști își vor expune lucrările de pictură și grafică realizate în perioada 10-17 august. De asemenea, lucrările realizate în cadrul acestei tabere vor ajunge să fie văzute și de locuitorii orașului Ceu Silvaniei și Zalău în cadrul unor vernisaje ce vor avea loc la sfârșitul lunii august, respectiv începutul lunii septembrie. De precizat ar fi și faptul că gazda acestui eveniment este un profesor de matematică de la Colegiul Național Silvania din Zalău, care deține o casă în Doba.